dospitul de pâine sănătoasă la rece. Iubitelor, iubiților, minunaților, prea fericiților, știți că am făcut ultima filmare cu pâine și noi suntem ecologiști. Să zic mai ales eu. Și după 22 de ani de gătit. Oh, da. Păi nu, că spun de ce tu nu ești, draga mea Andreiușca. Ia să ascultăm. Reclamați-le. Ești de acord că de gătești de 22 de ani? Da. Ești de acord că data trecută ai pus apa să fiarbă ca să se dospească cu prosop, cu toate alea? Mă, da sau nu? Da. Bun. Eu am citit din cărți și ți-am spus că, mai ales pentru cei cu intoleranță la gluten, pâinea se poate dospi la rece, iubita mea. Da. În balcon câte grade avem, dragoste? Foarte frig. Nu, câte? 10 grade? Cam așa. Deci avem 10 grade. Cum arată pâinea, sincer, acum? Ia spune-ne. Sincer, cum arată pâinea? Pufoasă. Adică crezi că arată mai bine decât cum o dospei tu la foc? Sau la fel? Surprinzător este la fel. Bun, deci la fel. Adică, dragilor, doar că, într-adevăr, înainte să vă culcați, trebuie să o puneți în balcon sau unde vreți. Eu zic că în balcon, că nu dă miros. Ideea este că nu am mai consumat gaze. Atenție, oricum sunt gratis la bloc. E vorba de principiu. Adică nu am mai consumat apa care s-a făcut belmariu ăla sau... Și, deci... Totul este ecologic, iar pâinea dospită la rece este mult mai bună din punct de vedere nutrițional. O să o și gustăm. Da. Ideea este că asta, v-am vândut un secret. Cine dorește filmarea totală cu pâinea, este, uitați-vă în videouri, este un pic mai jos pâinea inimă. Această filmare este doar pentru dospit. Ce am avut să vă spun, v-am spus. Acum, totuși, pentru că vă iubim la maxim, o să vă mai citesc niște lucruri și o vedeți și pe Andreea cum lucrează. Lucrează pâinile inimioare. Astăzi este sâmbătă. Da. Și noi ne pregătim de răsfăț. Răsfăț ce înseamnă? Deci, pâine din făină integrală, mamă, cum arată, zici că e, Doamne, dar parcă are consistență mai bună pâine. Nu ți se pare? E mai gumă. Nu știu. Mai ușor de prelucrat, da sau nu? Momentan, acum da. Hai să vedem. Să vorbești și tu. Și okay. Între timp vorbesc și eu. Bună. Astăzi facem inimioarele mai mari, ca în tigaia cealaltă. Facem în tigaia mare. Deci atenție, totul fără ulei, da? Deci da, fără ulei. Deci nu are nici. Vezi că frige, nu are ulei. Asta e ideea. Și în caz că vi se pare că are un pic de ulei, este faptul că noi nu spălăm niciodată tigaia decât cu apă. Da. Și am făcut ultima oară pește în ea. Și poate a mai rămas, să zic, un pic de grăsime, dar e prea puțin. Ideea e că noi nu cumpărăm ulei de gătit niciodată. Deci noi nu cumpărăm. Nu cumpărăm zahăr niciodată, Doamne, nu cumpărăm ulei pentru gătit, nu cumpărăm margarină și ce înseamnă asta? Că avem mai mult. Ce avem în buzunar mai mult? Mai mult. Ce? Cash. Da, în primul rând, și ia uite, dacă avem bani în buzunar, ia uite ce avem. Deci stai un pic, deci dacă nu mai cumperi produse toxice, ai sănătate, puiule? Da, clar. Paule, ce fantastic, ia uite. Ai sănătate? Da. Asta sănătate. Mai avem o gutuie de la tine și de la Anca? Anca belgiană, nu? Da. Anca din Belgia. Și o pupăm dulce. De fapt pe toți. Sunt o familie minunată. Da. De fapt sunt o familie. Nu există familie neminunată. Bine, mă, că sunt și familii care nu prea. Eu nu mint. Păi, realitatea este dură, e adevărat, dar... Ia uite, hai că eu nu vreau să pierd momentele. Ia uite ce inimioare face, Doamne! Acum punem inimioară. Da, e adevărat. Una o să fie pentru mami Rodica. Da. Și una pentru mami Laura. Da, cum vrei. Da. Uite, bun. Astăzi poate să mănânce Răzvinic o pâinică de asta.
Să-i pună la papi. Pâine. Da, și noi... A, asta e toată făina ce mai avem, nu? Asta, da. O să mai avem o porție de făcut. Deci asta e făina... Sacul. Sacul luat când a început pandemia mincinoasă în martie. Da. Am luat de la țăran un sac. Puh, da, eu zic, puiile se manevrează mai ușor decât de la trecut. Da, e mult mai, nu știu... Păi exact cum spuneam, dar uite, îmi scapă denumirea cum era. Textura? Da. La ce te referi? E un proces, puiule. Când se transformă, da, făina asta dospită. Da, e un proces care, din păcate, adun și mie, puiule, că poți să-mi aduci în aia tableta. Tableta? Crede-mă că dacă manipulez mâna pe tabletă... Bine, ce ține tu un pic ăsta? Ține așa. Ține și povestește-le tu ceva la... Nu le povestesc. Haide, trebuie să le povestești ceva. Fugi repede. Ce, doar să începi inimioarele în familie. Să facă sâmbătă în weekend-uri. Da, unde e tableta? Vezi că este în acel... aia... Nu știu, pune la tableta, nu știu. Bă, băgăte de carte, nu de tabletă. Mie îmi place să o pun acolo, că nu intră praf. De ce? Ce, Andrei a pus tableta iPhone, de fapt iPad-ul, în husa de cărți. Mie, am pus ca să nu se profilească, te luă frumos. A, și hai că vă spun eu acum ce fenomen se întâmplă. Uite. Asta pentru mama Rodica. Mama Rodica o să vină la tine. Această pâinică. Bun. Aha, uite acum, gata, apoi le-am zis. Deci știința spune așa în privința frământării. Frământatul este important numai pentru pâinile crescute. Deci ce facem noi pâinea asta, eu cum o numesc, eu un fel de, eu o numesc clătită totuși, între ghilimele. Eu o numesc clătită. Coaptă la tigăr. Da, coaptă să zic. Deci frământatul nu e important. Tu, până acum pâinile. N-am frământat. Deci n-ai frământat deloc, decât un pic de tot, nu? Un pic când am făcut o rotiță. Deci foarte puțin, nu? Da, nici 3 minute. Bun, deci țineți minte. Înainte să o pun în castronel. Și acum hai să vă spun efectul ăsta de unde se face. Uite aici, bine, puile, uite, ar trebui să ținem și noi minte că suntem nutriționiști. Lanțurile de gluten, când îi faci forma asta, lanțurile de gluten se aliniază, puiule, așa. Și se leagă între ele formând o membrană. E ca la guma de mestecat. Nu poți să faci baloane decât după ce o mesteci câteva minute, puiule. Așa. Membrana asta este elastică. Păi chiar este foarte elastică. Deci o modelez și mi se... Și spune clar că pâinea cu făină integrală nu o să crească niciodată la fel ca pâinea albă cu făină, să zic, toxică. Nu, mai bine o prefer așa. Da. Decât să-mi iau o făină albă. Exact. N-am nevoie să-mi crească. Bun. Și să nu fie... Acum, deci asta a fost filmarea, mitul pâinii, mitul dospitului la rece. Nu, deci o facem toată. Păi da, puiule, stai un pic. Acum urmează partea a doua de dezvoltare personală. Andreea muncește și ceilalți gândim. Ia deci să vedem. Deci ador să fac pâinica. Pâinica, tu ador să faci inimioare. Ador să fac inimioare. Ia, fă capiticul un pic. Capiticul? Ia, fă capiticul, ia. Stați așa. Capiticul. Ia. Ia, ia, ia. Hai pe bune. Hai fă capiticul, puiule. Ai făcut odată. Nu, păi, dar nu se vedea. Uite așa. Ia, uite ce frumoasă e. Ăsta nu e un piticuț, e o zeiță, ea. Mulțumesc. Ea nu e pitic, este o zeiță. O zeiță minunată. Uite, iubirea lui mami, o inimioară este și pentru tine. Te iubește, mami. Bun. Ea nu mănâncă pâinică.
Și chiar îmi pare rău că nu vrea să-i gătesc și ei. Să-i fac și ei odată măcar pâinică inimioară. Ea nu papă pâine. Păi nu papă pâine că n-are informațiile. Nici noi nu papam. Dar de acum, să știi că dimineața, la prima masă, nu este nici cea mai mică problemă. Știu, dar când pâine... Dar bine, trebuie să fiți și o fire mai... cum să spun eu, mai energică. Adică să nu stați toată ziua cu telecomanda de la televizor sau pe laptop. Nu e vorba de ea, doar... Nu, până a zis pentru orice om. A, și-a făcut o fixație și nu își dorește să mănânce nimic plus decât ceea ce crede ea. Și m-aș fi bucurat să mănânce și ea pâinica mea, pâinica noastră. Deci să nu vă speriați, eu nu mai sunt puile, mamă cum a crescut. A crescut că mi s-a desfășurat. Dar mai mult ca înainte, nu? Mai mult ca înainte. Da. Deci ia uite, e umflată, umflată. Dar zici că e puile exact ca o gogoașă. Da, uite, și tu, mi se, deci trebuie să o adâncesc mai tare aici, că mi se strică inimioara. Bun. Nu, bine să cred. Deci să-i cofac mai ascuțit așa. Poate așa rămâne. Pe că acum vedem dacă rămâne sau nu. Uite iubirea lui mami. Asta e pentru tine. Când o să pape mami, o să te gândesc la tine. Te iubesc, mami. Bun. Hai să vorbim de dezvoltare personală, doamnelor minunatelor. Care asta e bine și pentru tine, iubirea mea. Că știi că tu ai nevoie. Cu mare interes. Da, te da? Cu mare interes. Da. Normal. Si. Dacă nu ai eșuat, iubita mea, ce înseamnă asta? Că nu ai încercat nimic nou. Nimic nou. De unde știu? Păi e logică. Adică trebuie să gândești. Crede-mă. Încrederea în sine vine din interpretarea pe care o dăm noi celor experiențelor. Da. Deci încrederea vine din tine. Bun. Da. Uite o experiență, puiule, de referință. O masă cu cât are mai multe picioare este mai stabilă. Clar, sigur, normal. Deci dacă are patru picioare țapene, tu ai încredere în tine. E ca tu. Deci tu personal. Când ai încredere în tine? Când ești țapănă. Uh-huh. Nu? Deci se vede că Andreea e țapănă, da? Ce ia uitați-o. E țapănă. Și ai încredere în tine. Deci trebuie să fii foarte atentă cu camera ce face. Îmi pare rău, nu ține de mine. Așa. Bun. Deci ador inimioarele astea. Deci abia aștept să le mănânc. Mama Rodica, o să-ți plac. Construiește-ți experiențele într-un mediu sigur unde te simți bine, iubire. Da, normal. Te simți uite, bine? Minunat. Asta este pentru mami meu. O iubesc enorm de mult. Și îi respect dorința. Îi dai și un pupic pe ea? Îi respect dorința. Sau din... Dar nu sunt de acord cu ea. Să ții minte toată viața ta. Că nu sunt de acord cu ea. Cu mami Rodica? Nu, cu mami meu. Oh. Asta e cum am pentru mami meu. Deci pentru mama principală? Mami meu, da. De ce nu ești de acord? Că nu sunt. Bine, ideea e că nu ești de acord. Da. Când vrea mai multe detalii să ne scrie, da? Da. Eu respect dorința, dar nu sunt de acord. Și punct. Mamă, dar cum au crescut pâinile, puile, niciodată. În viața ta mai crescut vreodată? Nu. Bun, și acum o să mâncăm cu mult mai puțin gluten. Doamne, deci mi se duc formele. Crește. Mamă, dar zici că e puile, e gogoașe asta, puile. Mamă, și cum o să meargă asta cu unci și usturoi? Asta vreau să-ți dau ție. Cu unt, cu usturoi și cu ce? Ia zi, cu ce mai mâncăm noi asta? Ia zi. O să arăt... Puile, zi cuvântul magic cu că. Cu lapte cu cacao. Adică, așa. Mie deci îmi place așa. Pâine cu unt, cu miere, Doamne, miere de la adventiști. Doamne, deci am primit o miere ieri. Bule, stai că o scot eu să o vadă. Nu e viața mea. Ideea e cu o miere cum n-am mâncat eu de 53 de ani. Deci jucare lapte în ea. Deci acea miere e demențială. Mulțumit din suflet. Deci chiar mă duc să o arăt. Nu mai contează ce manipulez. Așa, că acum rămâneți cu mine. Ia cu cârba. Fetele minunatele, specialele, deosebitele și bărbații vulturi. Asta e canalul de sport, dar e tot al vulturilor. Deci ăsta nu e un canal de pusii și de oi.
Oi blege cu bodniță. Ăsta e canalul de vulturi, în care vă dăm informații, hrană pentru vulturi. Așa arată mierea. Ia. Yeah. Cred că eu am manipulat-o cu... Îi mulțumim lui Mirela. Doamne, deci... Lui Mirela, o baptistă. Eu nu am mâncat în viața mea miere, așa mai bună. Mirela este o baptistă adevărată și o iubim mult. Deci... Ia uite cum gustat. Arată, mamă, zici că era ceda, știți cum arată? Ia uite. Stai să iau o linguriță, te rog frumos. Asta o să o mâncăm noi cu un tic. Da. Aoleu, și cu pâinea asta și cu cacao. Aoleu. Deci, are o textură, credeți-mă, uitați-vă cum arată. Toam. Deci jur că este cu lapte. Nu știu, m-aș fi bucurat să știu și de numirea. Hai că gustă tu. Dă și mie, pui la linguriță, te-o fost, nu-mi poftă. Eu chiar gustam fără să-mi spui. Dar e multă asta. E așa de dat linia. Deci, n-am putut să mănânc ceva mai bun. Deci are, zici că are lapte în ea. Trebuie să mâncați. Asta e de-aia, pune de-o cumperi cu 100 de euro, kilo. Nu știu, Dumnezeule, tu știi, poate că... Da, apropo, cine vrea miere, să ne spună că îi dăm noi. Deci... Cine vrea miere să ne scrie, că avem noi. Mulțumim din suflet. Mierea, asta e miere magică de la adventiști. Iubire, crede-mă că nu contează. E persoana care o face. Nu, eu iubesc pe toți care nu sunt creștini, ortodoxi și catolici. E și mai... sunt numai... Hai că nu intru în religie acum. Eu iubesc pe toți adventiștii, pe martorii lui Iehova, pe evangheliști, pe baptiști, pe toți îi iubesc. Mai puțin pe creștini ortodoxi și pe catolici. Nu oamenii în sine. Și culmea, că eu sunt creștin ortodox, dar m-au făcut prin fals. Dar tu, nu, m-au, tu urăști oamenii? Eu urăsc, eu știu ce urăsc? Nu. Urăsc prostia și minciuna. Asta e altceva. Dar ce se întâmplă la creștinism, într-adevăr, este dureros, e hoție multă. În cei care... Hoție de ce? Ca să știți de ce. Dar nu oamenii, deci trebuie să specifici că nu urești oamenii care au cu această... Cum mă? Nu. N-au nicio treabă oamenii. Păi uite, vezi? Ca să nu faci... Nu, eu urăsc mafia pe popi. Pentru că e pe bine pe 99%. Uite, vezi? Că doar 1% sunt buni. Dacă bravo. Dacă nu punctam chestia asta, lumea te interpreta greșit. Exact. Și nu era frumos. Da. Deci tu urăști... Eu urăsc faptul că... Nu mi-a mortul din casă dacă nu-i dau bani de mormântare. Nu te creștinează dacă nu dă... Da, dacă în momentul când sunt naști și botez un copil, trebuie să-i duc un litru de ulei, puiule, auzi? Da? Un litru, bine, și să-i dai și milioane, aia, nu mai zic. Hai pe bune și corul, dacă cântă corul, trebuie să-i dai încă vreo, minim, cred că 200 lei, dacă vreo 300 lei. Pe bune? Da, trebuie să-i duci. Dar ce face cu atâta ulei? Și vin să-i duci. Păi, știi ce face? Nu ți-am zis. Ce face cu atâta ulei? Păi nu ți-am zis, mă, ce face? Îl îmbuteliază și vine, zice că e ulei sfânt de la biserică. Oh, și la fel și vinul. Uite, asta nu-ți place ție la creștinism. Da, asta nu-mi place la creștin, că scoți. Metoda. Da, puile. Și că în biserică te ține în picioare, aia nu-mi place. Îmi place la toți ceilalți. Bun. E bine, ne scrieți, poate n-ați înțeles ideea. Ideea e că iubim mult mai serioși sunt adventiștii, baptiștii, evangheliștii ca oameni, martorii lui Iehova. Deci ca oameni, sunt mai serioși, puile. Adică, cum s-ar zice, îți mai spun altceva să zic, din 100 de oameni cu facultate, așa, sunt mai mult serioși decât 100 de oameni fără facultate. Nu zic că ăia fără facultate sunt și ăia foarte buni. Doar că proporția de oameni adevărați este mai mică. Mamă, cum s-a făcut, zici că e gogoașă. Ia uite, mama Rodica, asta e inimioara ta. Bun. Asta e inimioara lui Laura. Mamă, de frumos. Și-a lui Răzvi. Astăzi papă pâinică sănătoasă. Da. Așa. Iar asta e al lui mami meu. Nu, asta e al lui mami meu. Asta e al prințesa mea. Asta bun. Eu trebuie să le știu ordine. Doamne, deci crește de... Nu mai mi-e stă încă mă de experimentează cât mai mult, iubirea mea. Dă-ți voie să greșești, ai auzit? Exact ce nu-ți plăcea ție.
Deci altfel nu ai cum să progresezi, iubire. Da, știu. Experimentează. Ia să văd și eu un pui. Un pui? Așa. Sărbătorește imediat după cel mai mic succes. Eu zic așa, premiază-te. Că da. E cel mai frumos. Eu mă sărbătoresc după primul succes. Bun. Da, am prins și un pupic și am energie mai multă. Tu știi. Bun. Deci, uite, și asta e important, puiule. Care, uite, am uitat să o mai facem. Dar bine, oricum eu muncesc dimineața până seara, așa că nu-i problemă la mine. La sfârșitul zilei, fă-ți evaluarea, puiule. A, da. Păi eu faci, pot să fac. Ce am progresat, cum pot să fac și mai bine, iubirea mea. Bun. Bun, bun, bun. Să-l domolim, da. Uite ce frumos e. Asta, uite despre orgoliu, puiule. O, Doamne. Vrei să spun ceva despre orgoliu? Da, fi bine să spui ca să audă multă lume. Orgoliu vrea să arate bine. Da, aici e bine. Și vrea să aibă dreptate. Asta cam așa. Chiar dacă nu are. Cum putem să-l domolim, puiule? Ia, aici vreau. Sunt foarte atent. Să ne dăm note de la 1 la 10, iubirea mea, în tot ce facem. Da? Mie ce notă îmi dai acum? Ție? Îți dau nota dragostei ție și îți mai dau un pupic. Bun. Doamne, deci niciodată... Uite, ia uzi, puiule, stai că îți dau niște secrete. În viața ta, nu, în 22, vă dați seama, în 22 de ani de gătit, deci, a trebuit să stea cu mine în viața mea cu ea în bucătărie. De câte ori am stat, puiule, în viața mea cu tine? De când face filmare. Exact. Da. Deci vă dați seama, a trebuit să mă aștepte pe mine până la 43 de ani. Uitați-vă, deci când o fac, are grosimea degețelului meu. Eu sunt foarte minionă, da? Deci... Exact, deci un degețel. Și acum e cât 3 degete. E dublu. Da. Și puțin. Deci a crescut în tigaie. Dublu. Și îi place și tigaia la pâine. Da. Tigaia noastră. Îi place, normal. Puiule, vrei să-ți ascult, să ascult 4 secrete? Da. Vrei, puiule? Da. Îmi petrec timpul cu oamenii care îmi încarcă energia și pe care mă pot baza. Crede-mă că i-am aplicat chestia asta. Am scos încerc să elimin din jurul meu atât cât îmi sunt putință. Neghina. Ce depinde de mine. Neghina. Ce depinde de mine. Persoana mea cu energie negativă. Deci nu vreau. Neghina. Sub nicio formă. Nu mai vreau. Aia să stea la ei acasă, nu? Nu știu unde să stea, e treaba lor, dar nu o să mai stea la mine. Da. Pe lângă mine. Bun. De fapt, pe lângă noi. Ia uite exact ce facem noi acum, minunatele, deosebitele, specialilor, preamăriților și deosebiților. Îi îndrum și îi influențez pozitiv pe cei din jurul meu, iubirea mea. Da, aici. Ăsta a fost punctul 2. Punctul 3. Yeah. Sunt liber de îndoieli și griji în ciuda factorilor externi. Exact ce am vorbit noi, puiule. Da. Adică factorii externi nu poți să-i controlezi. De exemplu, dacă scade acum o cărămidă în cap, îți cade, n-are cum. Îți cade. Și ultima inimioară. Aia vrei să fie inimioara mea? Inimioara ta? Sau a mea e cea mai grasă aia? A ta e cea mai grasă, am spus. Bine așa, mama Rodica. Aoleu. Tu, Laura. Vedeți cum răsfață? Mami meu. Aici e prințesa mea. Mâine aș vrea să fac și eu la doi îngerași. Și avem așa. Puiule. Dar nu mai avem drojdie. No. Deci asta a fost făcută cu jumatea aia de drojdie. Da. Pentru că de acum încolo o să folosim numai maia. Deci a fost ultima drojdie din viața cui? Ia zi. Puiule, zi mă, ultima drojdie din viața cui a fost? În viața noastră, rău. Ia zi, puiule, ce vrei să spui? Mami Rodica, tu, Laura cu Leslie, eu, prințesa mea, mami meu și cei trei... Gerași. O, ce minunat ești. Deci am făcut... Uite, punctul 4, puiule. Punctul 4, iubirea mea. Vrei să-l afli? Da.
ofer din inimă celorlalți. Pâinica lui mama Rodica este gata. Ofer. Bă, pune mă ascult, mă. Da, te ascult. Ofer din inimă. Așa. Celorlalți, fără să-mi fie teamă că vor profita de mine. Fii atent, că exact ce spuneam eu. Da. Deci ofer din inimă. Mă, ofer, de unde ofer? Din inimioală, dar trebuie să fii atentă cu oferi. Nu, nu. Dacă ești atentă, deja te-ai limitat. Nu, trebuie să ofer la toți. Oamenii buni sunt buni, oamenii răi o să se ducă la ei acasă, că oricum ei nu ascultă așa ceva, oamenii răi. Nu, n-ascultă și. Oamenii răi sunt la bere, la table, la... Iar acum... Da, mă abțin. La... La... Cum e? La ceafă, la ulei. Nu știu. Ce se face în ulei? Pune cea mai toxică mâncare posibilă. Ia uite cum îmi face mujdeiul meu minunat. Aoleu! Asta este băiatul... Mie mușdeiul că îmi place mai mult decât mierea pui. Băiaua dulce de ardei, da? Eu v-aș vrea să pui mai mult. Crede-mă că este suficient. Pune dacă vreau mai mult. Pe mine mai am de pus și o faci prea aromată și nu se mai simte gustul bine. Păi le vreau mai multe eu. Doamne? Încă o porție. Uite, de-aia nu e bine să stai în bucătărie, că strigi rețetele mele. Câmpapi. Lasă că rețetele după capul tău nu-mi făceai pâinicile astea așa grase. Clar. Și nu mai era ecologistă, consumai gaze, consumai apă. Nu, mi se face observație acum. Asta e partea cea mai bună. Deci, mergi pe mâna mea, să mergi pe mâna mea pâine. Piper toate sortimentele. Mamă, acum îți dau niște secrete, puile mari de tot. Vrei să-ți instalezi un nou obicei? Puile? Mai întâi să-l aud. Păi nu, orice obicei vrei tu. Poate nu sunt de acord. Iubirea mea. Acum o să spun modul cel mai rapid de instalarea unui obicei. Ok. De exemplu, un obicei să mănânc sănătos. Mâncați pâine doar dimineață. Turmenico. Așa. Anti? Inflamator, anticancerigen, anti-tot. Anti-tot. Anti-răutate, anti-prostie, turmenico. Puțină sare. I-o dată. E de-aia de... Cum îi zice? E sare de mare sau sare așa. Himalaya? Sare Himalaya avem aici, amestec cu sare... De mare nu contează. Ideea e nu luați sare de aia iodată. O, da. Bine, avem și sare luată de mine, de la Salină, păi, de la Pride. Păi da, da. De la Pride. De la Salină. Deci fără iod. E luată la, așa zis, sac. Vedeți să căutați, dacă vreți sare fără iod, se numește sare de la Pride și e în saci, în săculeț de un kil, doi. Cu pâinica. Vezi să nu mă pui cu capa, că transpiră pâine. Știu, iubire. Gata și pâinica. Hai repede să le schimb, că mi-o foame de nu mai văd în fața ochilor. Dar de fapt, pâinica, oricum așteptăm să termine mușdeiul, Andreea. Deci să schimbăm asocierea pentru a crea obiceiuri plăcute, puile. Ca să instalăm obiceiul, da? Da. Începeți cu lucruri mici și le creșteți treptat, dragostea mea. Ai auzit? Da. Aia v-am mai spus, dar vă mai spun o dată. Sărbătoriți imediat după cel mai mic succes. De exemplu, noi o să sărbătorim acum cu cacao. Da. Aoleu. Dar nu pui mâși și cacao la lapte? Acum asta vreau să spun, că să-mi scos tu, te rog frumos, sticla de lapte de frigider. Deci. Da, care e aia bună? Că știi că sunt trei sticle, pâine. Deci facem un iaurt special acum. Da, de obicei l-aveam pe cel al nostru, dar nu mă l-a... Cred că bem noi cu doar cu lăptic. Nu știu, e trebătoi, eu îmi fac cacao fierbinte. Este răcoare afară și faptul că ieșim, vreau să fiu caldă. Mai caldă decât de obicei. Găsiți aspecte care vă plac în orice activitate. Uite, și acum, uite, creați-vă un ritual pe care să-l savurați. Puile. Da. Uite cum savurăm noi acum mușdeiul ăsta minunat. Mâncare sănătoasă. Deci nu mai aveți nevoie exact. De antibiotici. Deci iaurt normal, iaurt ăsta, asta e masă de seară cum ar veni. Iaurt natură, atât. Da. Să nu mâncați altceva.
Cred că oricum toată lumea o să zică doamne, oricum să ne scrieți cine vrea să slăbească. Deci ce treaba e? Deci eu în viața mea n-am avut decât oameni minunați în jur. Așa. De ce? Pentru că usturoiul este o probă. Da. Pițipoancele și pițiponcii fug de usturoi. Deci cu cât mirosiți mai mult a usturoi, o să aveți prieteni sinceri. Deci vă dau, ăsta e un secret, cel mai mare secret ăsta. Testul foarte. Nu e așa, Puile? Da. Deci doar oamenii falși, zici, a, miroase, miloase. Dar ce miroase, mă, rahat? Că alții mirole pute gura rahat. Măcar să-ți put a usturoi. Și alții folosesc gumă de mestecat și alte porcării, își dau cu spray-ul în gură și cu alea. Mai bine miroși natural. Asta e părerea mea. Și vă spun, eu în viața mea nu am avut, mai ales de când m-am născut, să zic, prietenele mele au fost, n-am avut una rea. Una n-am avut. Bine, acum e o mică paralelă, știți cum e, toți ne naștem cai pur sânge, dar mulți ajungem în gloabe. Și nu gloabe că îmbătrânim, nu, gloabe de la prostie, să zic. Da. Bun, arată foarte roșiatic așa, pentru de la că și-a dorit de la mai multă boia de ardei dulce. Uite, uite, pune o propoziție superbă. Sunt curioasă de părerea ta. În viață nu este vorba despre ce obținem, ci despre ceea ce devenim, Puiule. Și ceea ce putem oferi pentru că am devenit. Tu îți dai seama, Puiule, ce frumos? Da. Deci asta facem noi, vedeți? Noi vă dăm cu dragoste maximă tot ce știm noi din viața noastră de 100 de ani. Noi avem 100 de ani. Și câți ani de căsnicie, Puiule? 45. Deci 45 de ani de căsnicie și 100 de ani avem. Da, și? Și? Zi, pui, mă. Tu ești prințișul și o prințesă minunată. Da, evident. Avem 4 smaralde, de fapt. Ați auzit, puișor, da? Ce sunteți? Pentru bun. Tati. Păi cam asta e. Deci urmează o cacao spumoasă și de da. Toate. Deci și pe noi ne scuzați, dar noi avem puțină treabă să ne răsfățăm sâmbătă dimineață. Aoleu. Aceasta este sursa naturală de lapte da. Pe care o avem noi și mulțumim familiei. Da, lui familiei Roșioru, în primul rând. Familiei Roșioru, 4 oameni minunați. Dintre care un super mega campion, Paul. Da? Da, e mega campion. Bine, mai ținem legătura, am eu așa o glumă pe fax sau pe mail. Asta. Nu știe. Nu. Și ideea este să ne scrieți. Noi spargem depresia. Cu noi nu o să aveți depresie niciodată. Deci credeți-mă, prima dată o să mănânc pâinică cu mâșdei, iar ca desert o să-mi... fac pofta cu această miere de are gust de lapte. Aoleu, o să ne lapte batem pe mujdei. Da, de câte ne-am bătut pe mujdei. Da, acum am făcut mai mult, așa că s-ar putea să mănânc cel mai mult, pentru că eu chiar îmi doresc. Aoleu, cum a fost? Ne-am... L-am mâncat cu porția. L-am mâncat cu porția. Da, cu porția s-a mâncat. Deci ne-am bătut pe mujdei. Ia uite pâinile cum e, de la un deget s-au făcut imens. Da, sunt duble. Deci fac pe serios. Asta nu mai e. Da, eu uite, deci e rotundă, da. Uitați-vă, e triplă, deci una, două, trei degețele. Și nici nu mai are așa de mult gluten. Vă pup! Pam și pup!